Îl Bună ziua, salut. bine v-am găsit. Nu știu Îl dacă se salut pe aude. domnul Hens și mă bucur să îl revăd cu acest Și prilej. eu mă bucur, doamna profesoară, să vă revăd. Mă bucur să revăd foarte mulți, adică nu foarte mulți, câțiva dintre colegii mei pe care i-am văzut pe unii la acum câteva luni la Constanța. O să încerc să fiu și eu foarte rapid și eficient, să văd dacă pot să dau. Se vede ecranul? Da. Bun. Nu prea văd nici eu timpul. Vă rog să-mi spuneți dacă mă apropii, când am 2-3 minute, să mă avertizați. Lucrarea mea are în vedere, în primul rând, o parte dintr-un studiu mai complex pe care îl am în lucru și se numește relevanța analizei contrastive și analizei erorilor în achiziția elementelor de fonetică. Este un studiu de caz pe care l-am făcut în urma adunării unui corpus local de aproape 200 de lucrări și transcrieri ale unor producții orale în timpul mandatului meu de rector de limba română la Erevan între 2016 și 2019. Bineînțeles că toți știm că lingvistica contrastivă care este acum și analiza contrastivă ca metodă este foarte contestată în ultimii ani. Totuși, eu vreau să demonstrez că utilizată atunci când trebuie, cât trebuie, contextual și unde trebuie, ea poate să fie un asistent foarte fidel în predicția unor erori și chiar în analiza și în alcătuirea programelor pe care noi, lectorii de limba română, trebuie să le facem atunci când mergem în misiune la universitate. Noi ne facem propriile noastre programe, iar cu ajutorul analizei contrastive folosită ca o comparație sincronică, sistematică, teoretică și aplicată contextual, putem să vedem care sunt ariile de dificultate contextual la lectorat, referitor la lectoratul unde predăm și de asemenea să nu mai fugim de acest termen eroare în second language acquisition, care este o certitudine care poate să descurajeze, dar poate să și ambiționeze și care, cred eu, cel mai important lucru, oferă un feedback și de care avem nevoie. Obiectivele studiului meu au fost, în primul rând, să delimitez alomorfismul, izomorfismul celor două idiomuri, să văd în ce măsură analiza erorilor și analiza contrastivă sunt complementare, să văd care este rolul predicției și diagnoza și să stabilez, bineînțeles, toți cunoaștem importanța interlimbii în momentul în care alcătuim analiza erorilor. Bineînțeles, scopul principal a fost această eficientizare a metodelor, un depredare, un demers didactic eficient, coerent, circular și ancorat într-o limba română vorbită. Obiectivele pe scurt. Deci, odată să văd major erorile fonetice sau de natură fonetică pe care le fac studenții armeni, în ce măsură transferul negativ, deci interferențele, influențează procesul de învățare a limbii române în general și formarea competențelor de pronunțare corectă, în particular. Apoi, am făcut pe baza analizei contrastive predicții și am vrut să văd care dintre ele s-au adeverit prin analiza datelor empirice și care au fost pur și simplu predicții care nu s-au adeverit în practică. Deci în româna care iese din clasă, dacă vreți, în româna vorbită de studenții străini. Și bineînțeles, care sunt în funcție de nivelul de competență principalele categorii, respectiv tipuri de erori. Limba română, ca și limba armeană, fac parte, după cum știți, din aceeași mare parte a familiilor indo-europene, iar scopul analizei contrastive a fost, trebuie să subliniez, doar unul metodologic, și anume un mecanism prin care am văzut care sunt erori posibile sau probabile.
Am avut de asemenea un element terțiar de comparație, care a fost, bineînțeles, în fonetică, nu poate să fie decât alfabetul fonetic internațional. Am încercat să pun în oglindă unitățile fonetice invariante, deci fonemele din limba maternă, respectiv din armean, din română, și clasificarea trăsăturilor distribuționale. Și, foarte important, am încercat să stabilesc o ramă teoretică care este viabilă și funcțională pentru analiza datelor empirice. Nu știu dacă... Da, nu o să insist aici că nu o să am timp. Limba armeană are 36 de foneme cu foarte multe realizări alofone, 6 vocale și 30 de consoane. Română are 70, 20, 22, depinde unde vă uitați, de consoane, la fel cu realizări alofone. O să vă descriu foarte rapid și corpusul. Am avut, așa cum vă spuneam, 180 de texte, compuneri pe o temă stabilită sau date ca parte a unor examen și, de asemenea, am transcris cuvânt cu cuvânt 48 de producții orale ale unor studenți. Au participat 88 de studenți. Aveți aici și profilul lingvistic. Am ținut cont și de limba maternă și de limba a doua. Atenția, distinția între limba a doua și bilingvism, pe de o parte, și pe de altă parte de limba etnică, pentru că foarte mulți dintre studenții mei sunt, sau nu foarte mulți, unii dintre studenții mei sunt ruși care s-au stabilit în Armenia, deci acolo situația se schimbă puțin, deci vorbim de bilingvism, de limbă etnică și de rusă ca limba a doua de studiu, adică limba rusă care este studiată ca limbă modernă, obligatorie, începând din clasa 1 până la terminarea liceului. Aici aveți corpusul, 29.000 de cuvinte, 2300 de cuvinte, tipurile de compuneri și așa mai departe, nu insist. Mergând la predicțiile pe care le-am făcut, am pornit de la certitudinea că baza de articulare a limbii armene este mai complexă decât limba română. Și am făcut, de exemplu, la fonetică, să trec direct în exemple, am făcut predicția că armenii, mă gândeam eu, pot să pronunțe sunetele ă și să... să vadă, să se sizeze diferența între ă și î. Sunetul ă este specific limbii armene, sunetul ă nu, dar mă gândeam eu că, având o bază de articulare atât de complexă, pot să vadă, de exemplu, fonația specifică unor dublete de genul cântător făcând. O posibilă explicație pe care am găsit-o tot pe bază contrastivității a fost că în evoluția diacronică a limbii armene estice, pe care o folosesc eu, nu vorbesc de armeana diasporei, s-a produs un fenomen lingvistic care seamănă cu fonologizarea vocalei ă, care s-a produs la noi în româna comună, deci care are în vedere, după cum știți, articularea hotărâtă, casă, casa, în armeană arcică, arcica. Aria de dificultate am văzut aici la vocala a, la realizarea fonetică a vocalelor e și o, la vocala închisă posterioară U, care în armeană este materializată mai central, și atunci când urmează după iot, devine un fel de O, care nu există în limba română, iar rezultatul predicției a fost că se poate realiza un posibil transfer negativ. Și am luat acum vocala A. După cum știți, în limba română, vocala A este mai deschis, este centrală, nerotunjită și deschisă. În armeană este deschisă, nerotunjită și semi-posterioară. Iar în cazul unor cuvinte sau unor realizări alofone, de exemplu în pasă, piatră și poartă, observăm că în limba română, deci există niște mărci comune, deschis, central, nerotunjit, iar la piatră avem o marcă specifică palatalizat și una specifică labializat. Ei, această labializare și palatalizare s-a dovedit din analiza datelor empirice
ca o problemă în pronunția corectă deschisă a sunetului A. Palatalizarea și labializarea cauzate de vecinătatea consonantică sau vocalică nu sunt neapărat relevante, dar constituie o problemă în plus pentru pronunția corectă, pentru că mărcile categoriale vizează generalitatea, cum știm, alofonele fiind marcate extern și cantitativ, doar ca element suplimentar mărcilor interne care definesc categoria fonemelor. Și atunci nu m-am mirat când am văzut că armenii de fiecare dată când pronunță A, deci îl prezintă parțial devocalizat, iar T-ul este aspirat, de exemplu, în acest exemplu. Sper că mai am timp. 5 minute. Da, 5 minute, ok. În astea 5 minute trebuie să mă duc atunci mai repede. La vocala Î, acum încep de la datele empirice. Iată, avem exemplele cuine, cundă, curpă, ură. Și bazându-ne tot așa pe predicția pe care am făcut-o, aceasta mi-a fost infirmată. De ce? Pentru că în limba română avem opoziții de tip plus-minus, deci marcă plus lipsa mărcii, dar avem și opoziții graduale, de exemplu fonemul Î, care este marcat prin deschis, închis, non-deschis, non-închis și așa mai departe. Analiza acestor transcrieri mi-a confirmat faptul că în cazul lui Î, de exemplu, trăsăturile marcante vocală centrală nelabială închisă, combinații care nu există în limba armeană, au dus spre o pronunție între Ă și U, marcată non-anterior semideschis labial și mai apropiată de U, dacă se află la începutul cuvântului, și mai apropiată de O, uitați-vă, cuine sau cundă, dacă se află în poziție finală. Un alt lucru pe care vreau să-l discut este acest super discutat I final post-consonantic. Pentru asta am pornit de la o analiză în care avem cuvântul romi, în care i-ul este final post-consonantic, apoi este alofon silabic, în umbli este alofon neutral vocalic. Și pentru studenții, eu predau și studenților care sunt masteranți și care sunt filologi, am făcut și o comparație în care am vorbit și despre cei doi i, adică în argintii avem diftongul ascendent, nu vocală și semivocală, iar în elevii avem un singur fonem vocalic, desinență, articol definit, un singur mofer cumulant sau sincretic, și bineînțeles fascinantul 3i pentru ei, în care le-am explicat diferența între două alofone vocalice și în cazul verbului la indicativ perfect simplu, diftongul ascendent, care este un alofon fără stop glotal, și semivocală, în cazul armenilor, este foarte greu să facă distinția între pronunția mai fină a semivocalei și vocală, tocmai pentru că ei nu au semivocale în limba armeană. Și atunci, în cazul studenților armeni am putut vorbi de un transfer negativ, pentru că în limba armeană vocala Î în forma invariantă se pronunță la fel, cum vă spuneam, indiferent de funcția în care, de poziția în care apare. Nu în ultimul rând, lipsa opoziției cantitative care există în română, marcată ca plural nearticulat, plural articulat definit, trimite odată în plus spre interferențe. Însă, problema pe care mi-am pus-o a fost aceea că din punct de vedere al foneticii știm bine că nu există decât un singur I. Noi nu avem mai multe foneme I. Avem doar realizări alofone și aceasta indiferent de modul de grafeme, de modul în care este scris. Și atunci am amintit de asemenea și procesul de contaminare intralingvistică, m-am gândit, în cazul unor cuvinte precum urli, umbri, codri, acri, miniștri, în care, fiind precedat de o consoană lichidă, sau în armeană are și vibrant R și R bătut, nu se mai pronunță I scurt, ci se pronunță I vocalic. Da? Iar armenii pronunță invariabil I. Da? Deci cu iești, urși și așa mai departe. Bun, să încerc să închid, pentru că nu mai am timp. Am vorbit și despre diferența între grafeme, foneme și sunete.
Apoi am avut în vedere și schimbările fonetice și consoanele. Aici am avut în vedere aspirarea oclusivelor, apoi pronunțarea aspirată a apicodentalelor, a velarelor, nazalizarea, dar nu am timp. Am avut în vedere și greșelile de asimilare, care sunt foarte, foarte dese. Da? Cumpărături, cumpărat și am discutat de asemenea cazele celebre, între ghilimele, a lui Ceci, Gegi, Checi, Gheghi. Și să închei. Erorile legate de neutralizare, de desonantizare și de aspirare, cele legate de asilabizare. Și atunci, concluziile la care am ajuns, după cum vedeți aici, unele prin analiză contrastivă și prin punerea față în față a datelor empirice, am văzut că unele predicții s-au confirmat, altele s-au infirmat, altele s-au confirmat parțial. Iar concluziile, eu cred că analiza contrastivă, mai ales în varianta aplicată, a reinventat și reinventează permanent didactica predării limbilor moderne. Atunci când este posibil, nu trebuie să fugim de ea, nu trebuie să o evităm, nu trebuie să o stigmatizăm. Apoi, este utilă și chiar necesară în etapele preliminare de alcătuire a programelor de studiu a limbelor străine, apoi manuale auxiliare didactice, dacă vrem să le facem contextual. Apoi, bineînțeles, ea trebuie dublată de analiza erorilor, trebuie verificată prin datele empirice, pentru că analiza erorilor reprezintă, de fapt, o diseminare și o evaluare a faptelor de limbă pe care cei care învață o limbă străină le achiziționează greșit sau întâmpină dificultăți în înțelegerea lor. 5. Analiza erorilor determină frecvența cu care apar erorile fonetice, natura și gravitatea lor, aici putem vorbi de erori globale sau locale, cauzele și consecințele pe termen mediu și lung a acestora și nu în ultimul rând, este un barometru care arată cât știe studentul, ce știe studentul, ce trebuie să învețe și care sunt ariile unde trebuie să insistăm, care este calea optimă pe care o putem urma. Și să nu uităm că analiza contrastivă și analiza erorilor nu se exclud, ci sunt complementare și sunt, după părerea mea, umila mea părere, necesară și capași uneori simultan, alteori succesiv în procesul acesta de predare pe care mulți dintre noi îl facem cu pasiune, care se numește RLS, limba română ca limbă străină. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Ca să mă vadă. Da. Mulțumim și noi foarte mult. Pentru că mai avem 10 minute la dispoziție, nu mai mult, vă invit să punem niște întrebări, dacă aveți, sau comentarii pe această mică secțiune, care până la urmă s-a redus la două prezentări, până eventual să mai gândește cineva. Face un mic comentariu la ceea ce ne-a prezint.